Bună ziua și bine ați venit pe canalul meu de YouTube, Prăjituri cu Camelia și bucate gustoase și nu numai. Facem și uleiuri și creme și unguente și săpunuri la rece și multe, multe altele. Astăzi vom prepara crema de gălbenele. Cum pregătim acasă crema de gălbenele și la ce o întrebuințăm? Crema de gălbenele se prepară foarte ușor și este atât de utilă încât nu ar trebui să lipsească din nicio casă. Ce ne trebuie pentru crema de gălbenele preparată acasă? Deci ulei de măsline, ulei sau ulei de floarea soarelui, presat la rece și dacă nu puneți ulei de floarea soarelui, eu astăzi pun ulei de măsline și de flori proaspete de gălbenele. Și la 30 de grame de flori proaspete vom adăuga 100 de grame de ulei de măsline. Florile culese când este soare și sunt maxim deschise se scufundă în apă rece pentru a le îndepărta impuritățile, apoi se întind pe hârtie albe la soare și se lasă până se evaporă toată apa de pe ele. Florile proaspete se pun într-un vas, se adaugă uleiul, se lasă pe baie de abur la foc încet timp de 30 de minute. Apoi se pune vasul într-un loc răcoros pentru 24 de ore. A doua zi o să avem nevoie de vitamina E, care este un ingredient cheie în îngrijirea pielii. Și de ce ar trebui să o folosești? Și ce face vitamina E pentru pielea ta? Îmbunătățește regenerarea celulelor, estompează cicatricile de acnee, protejează în cazul expunerii la ultraviolete, tratează hiperpigmentarea, are proprietăți antioxidante puternice, superhidratant, întărește bariera pielii. Vom avea nevoie și de miere de albine, care este bogată în nutrienți, vitamine și minerale, și de ceară de albine de 6 grame. A doua zi, cum am spus, se pune din nou vasul pe foc până se încălzește bine și apoi se strecoară printr-un tifon curat. Și cum fac eu astăzi? Eu scot pur și simplu florile de gălbenele din ulei și se adaugă vitamina E, mierea de albine și ceara de albine. Florile de gălbenele conțin numeroase substanțe active, foarte benefice organismului. Uleiuri esențiale, acida salicitică, carotenoizi și multe, multe altele. Deci gălbenelele sunt o varietate de plante medicinale deosebit de apreciate pentru calitățile terapeutice. Crema de gălbenele este folosită în special pentru a trata iritații ale pielii, contuzii, arsuri și răni deschise. Gălbenelele stimulează circulația sângelui la nivelul țesuturilor și favorizează creșterea de noi capilare. Acestea îmbunătățesc circulația și măresc viteza de reparare a țesuturilor afectate de rănile deschise, precum și de leziunile țesuturilor de tipul arsurilor solare. Crema de gălbenele are un efect calmant asupra pielii și reduce semnificativ senzația de mâncărime sau durere. Crema poate fi de asemenea utilizată pentru tratarea hemoroizilor. Este de asemenea recomandată pentru tratarea degerăturilor minore, pentru tratarea dermatitelor cauzate de radiațiile tratamentelor pentru cancer și multe, multe, multe altele. Și înainte de utilizare pe corp, se recomandă un test simplu, care constă în aplicarea unguentului într-un punct mic al pielii de pe mână. După 8 ore, se va observa dacă apar reacții adverse, reacțiile alergice la crema de gălbenele. Apar de obicei la persoane alergice la plantele din familia margaretelor, cum este floarea soarelui și multe, multe altele. Și crema obținută se pune în borcane mici de sticlă sau în cutii speciale pentru creme. Se închide ermetic și se păstrează la loc răcoros
până la 1-2 ani. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru o vizionare, că mi-ați fost alături, că m-ați urmărit și că mă susțineți. Vă doresc multă, multă sănătate și ne vedem cu următoarea rețetă.